Duminică la Botoșani a avut loc Balcaniada de Cross, reprezentând un moment istoric pentru sportul botoșenean, care a găzduit pentru prima dată o competiție internațională de această anvergură în lumea atletismului. Probele de cross au avut loc în pădurea de la Rediu, pe un traseu inedit. Au participat aproximativ 100 de sportivi din 8 țări. La eveniment a participat și Florin Florea, președintele Federației de Atletism din România. Acesta a apreciat organizarea evenimentului la Botoșani și totodată speră ca și alte competiții de anvergură să fie găzduite de municipiul Nord Moldav. Acum, uitându-mă ce se întâmplă aici, chiar am făcut un lucru foarte bun. Vreau să felicit pe toată lumea care s-a implicat în această organizare. Vreau să spun că a fost și o întâlnire foarte bună între oficialități și partea sportivă, să zic așa. Eu sper că această competiție să dea un semnal și mai bun pentru a se dezvolta, să zic, atletismul, sportul în general, și eu cred că se pot face proiecte și mai mari. Organizarea, dar și ospitalitatea botoșenenilor au fost apreciate și de sportivii străini prezenți la competiție, precum acest tânăr alergător din Ucraina. Nouă celor din Ucraina ne-a plăcut totul foarte mult. A fost bine organizat și am fost impresionat de faptul că pe traseu erau mulți susținători. Asta ne-a dat putere. Sportivii români au dominat competiția, reușind să obțină numeroase medalii. Competiția a fost destul de grea pentru că am avut o concurență destul de tare, fetele din Turcia și celelalte din Balcani, dar m-am descurcat foarte bine și mă bucur pentru această medalie. Mi-am dorit-o foarte mult, fiindcă acest cross a fost și o selecție pentru campionatul european la care sper să particip. A fost super, mă așteptam să câștig de bun și de trei. Și sunt foarte mulțumită cum am alergat. În total, atleții români au obținut 13 medalii, dintre care 4 de aur, 5 de argint și 4 de bronz.